Deci cine ești? Cine? Jupân Mauriciu. Tatăl logodnicului. Stați! Iar el. A venit ca să cădeți la învoială? Da, treci dincolo. Cum? Mă dai afară? Da, doamnă, șterge-o. Nu vrei să auzi și eu? Nu, doamnă. Iertă-te, dar ce știu aici? Eu sunt stăpânul. Și eu nu-s nevasta stăpânului. Șterge-o, că te spun. Ursule. Grăbește-o. Sălbaticule. Ai ieșit? Satirule. Bine că s-a dus. Cu vorbă bună nu făceam să pleci. Până nu țip, nu pricep femeile astea ce-i dragoste. Eu o iubesc la nebunie, dar în casa mea stăpân sunt eu. Jupân Lunardo, sluga dumitale. Bun venit, jupân Mauriția. Am vorbit cu fiul meu. I-ai spus că vrei să-l însori? Da, i-am spus. Și el ce ți-a răspuns? Zice că se bucură. Dar s-ar bucura mai mult dacă ar vedea fata. A, nu, nu, asta nu se poate. Nu, nu ne-a fost vorba așa. Nu! Bine, 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 nu te supăra. Băiatul o să facă ce vreau eu. Când vrei, zestrea, să nu zic vorba aia, e gata. Am zis 6.000 de ducați, 6.000 îți dau. Și ți-i dau după cum se porunca. În galben de aur, în ducați de argint sau în bilete de bani. Nu, nu, bani pe șin nu vreau. Ori îmi dai un înscris pe numele meu, ori băgăm banii într-o afacere bună. Ei, cum dorești dumneatale. Și să nu te apuci să cheltuiești pe rochii, că nu vrei. Da, îți dau fata așa cum e. Are ceva lucruri de mătase? Da, acolo o boarfă, două. Da. Pentru că eu în casa mea nu vreau mătase. Da. Să-mi dea Dumnezeu zile multe. Da. Și cât o-i trăi eu, nu o să poarte decât rochii de lână. Da. Și să nu prind nici cu mantile, nici cu zorzoane, nici cu volănașe, nici cu cingători și nici cu zuluf pe frunte. Este? Este. Așa-mi place și mie. Dacă îți privește juvaierul. Le fac verighete de aur. Iar la nuntă o să-i dau fetii o bijuterie care a fost a nevestii mei și o pereche de cercei de perle. Bun, bun, dar nu cumva să faci greșeala să-i montezi după moda. Dar de acum... Că doar nu-i fi nebună. Ce-i moda asta? Ce-are preț, montura ori piatra? Firește, numai că sunt puțini care judecă înțelept ca noi. Și mai puțini care să aibă chimirul plin ca noi. Da, și de-aia ne-au scos vorba că nu știm să ne bucurăm de bani. Nenorociți. Hei, cu metre, ce bucurie mai mare decât să poți spune... Am ce-mi trebuie, nu duc lipsă de nimic și când am poftă pot să cheltuiesc și 100 de țechini. Așa, așa, jupân, așa. Și să mănânci pe cinste claponi grași, puicuțe fragede și pulpă de vițel. Și pentru noi toate sunt mai bune și mai ieftine că ne plătim cu bani gheață. Iar în casele noastre nu există gălăgie orice ondăneală. Nimeni care să ne încurce socotelile. Sau să-și vâre nasul în treburile noastre. Noi suntem stăpânii. La noi nu cântă găina. Și copiii stau smirnă. Așa mi-am crescut fata. Și să mai vorbesc de fiul meu. E un mărgăritar. Nu ți-ar cheltui el un crăițar fără rost? Să știe de bine că... Da, fata mea, fata mea, să pricepem la orice. Am pus-o să facă de toate în casă. Până și... Să spele vasele. Da, și pe fiul meu, ca să nu îi se aprindă călcâile după vreo slujnicuță, l-am învățat să-și țese cu mâna lui găurile de la ciorap și să spună singur capac la nădrașa. Bravo, bă! E foarte bine așa. Atunci să ne grăbim cu căsătoria asta. Când vrei cu metre, eu sunt gata. Păi, astea aștept la mine la masă. Și știi de ce? Că doar ți-am spus. Am niște brânzeturi, să nu zic vorba aia, nu poți să te apropii de miros. Bă, grozav. Le stinge, mă. Și o să ne distrăm. Și o să râdem. Și pe urmă să mai spună că suntem sălbatici. Caragioși, dragule.